Contractul pentru livrarea în România 62 de trenuri electrice a fost semnat. O companie din Polonia va produce și va trimite în țara noastră garnituri moderne de o generație nouă. Trenurile nepoluante vor circula și pe ruta Arad-Timișoara-Caransebeș. Livrarea lor va începe în anul 2026. Costul investiției trece de 3 miliarde de lei, iar banii sunt asigurați de fonduri europene. 62 de trenuri electrice urmează să circule pe calea ferată din România. Contractul pentru producerea și livrarea lor a fost semnat la final de ianuarie. Primele garnituri trebuie să ajungă în țară în maximum 2 ani. Am semnat 3 contracte pentru că licitația a fost organizată pe 3 loturi și, în consecință, cele 62 de trenuri semnate astăzi sunt sub egida a 3 contracte, fiecare cu aproximativ 20 de trenuri în fiecare lot. Conform prevederilor contractuale, urmează ca trenurile să vină la începutul anului 2026, deci 2 ani de zile, și în cursul anului 2026-2027, la început, ar trebui să livreze toată cantitatea, pentru că sunt livrări în paralel pentru fiecare contract în parte. Trenuri electrice vor ajunge și în vestul țării. Vor circula pe ruta Arad-Timișoara-Caransebeș. Până atunci se muncește la modernizarea și electrificarea liniilor de cale ferată. Aceste trenuri noi vor circula pe 10 rute electrificate. Eu cred că le știți deja, dacă nu vi le repet pe scurt. Constanța, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Iași, Suceava, Brașov, Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc, Bistrița, Cluj, Arad, Timișoara și Reșița, la care se adaugă și municipiul București. Reprezentanții companiei producătoare spun că vor livra României cele mai bune trenuri care există în lume. The trains are very modern. This is a third version of what used to be called ELF. That was ELF 1, ELF 2. We don't call it ELF 3 yet because we considering maybe some new name, but that's exactly the next version. Valoarea proiectului finanțat de programe europene este de 3,2 miliarde de lei. În contract este precizată și o perioadă de mentenanță de 15 ani, cu posibilitate de prelungire. Astfel de trenuri electrice produse de compania din Polonia circulă deja în Cehia și vor ajunge și în Bulgaria sau Germania.